Zilele pentru noi parcă stau în loc și totuși. Totul se mișcă cu o viteză asorsitoare. Natura pare să fie amorțit, inundată de ceață și stând așa nemișcată. Doar noi ne agităm de colo-colo. Să facem mereu ceva, de parcă altfel nu am avea niciun rost. Acum sunt țărancă. M-am născut țărancă. Într-un sat mic din Maramureș, chiar aproape de zona unde locuim acum. Dar un eveniment des întâlnit prin anii 90, care nu îl face mai puțin trist și dureros, ne-a făcut să ne mutăm chiar la oraș. Ca să nu vă bag total în ceață, este vorba de un divorț, care ne-a dat lumea așa cum o știam peste cap. Eram doar de vreo 4 ani. Și fapte concrete nu mi-aduc aminte, dar am rămas cu acel sentiment extrem de familiar care a rămas cu mine mult timp. Mă simțeam abandonată și e trist pentru că nu eram singura care se simțea așa în acele momente. Au urmat mulți ani grei pentru mama mea care, într-un timp scurt, a fost izbită de realitatea vieții cu 2 fete mici pe care să le crească singură și cu multe promisiuni deșarte din partea fostului partener. Că îi va cumpăra el o locuință în care să-și crească cei 2 copii. Asta cu tristețe o spun. Nu s-a întâmplat nici în ziua de azi. Dar toate aceste evenimente ne-au maturizat. Ne-au învățat că este foarte important să luăm decizii corecte, chiar dacă uneori suntem ghidați de sentimente. Trebuie să gândim logic și să analizăm foarte bine înainte să facem niște pași importanți. Cred că cel mai bun exemplu, unde știu sigur că am stat și am analizat mult, a fost când eu și soțul meu ne-am cunoscut. Hai repede și mă apără cu scopul tău măceară. Nu-i pe mare, să nu mânca pe roabă. Cum? Nu-i pe mare, să nu mânca pe roabă. Am ajuns iară cu lampă. Oarecum a fost predestinat ca noi să ne cunoaștem, pentru că din prima clipă când am vorbit, m-am simțit acasă. Dar asta nu înseamnă că nu aveam o grămăjoară de temeri. Amândoi aveam temeri și nesiguranță, dar le-am luat pe rând pe fiecare și le-am dezbătut mult timp, până am ajuns să ne dăm seama că amândoi ne dorim același lucru. O persoană cu care să ne simțim acasă. Ne doream o familie, copii pe care să îi putem inunda cu iubire, pe care să îi putem proteja și care să se simtă în siguranță lângă noi. Amândoi ne doream să locuim la țară, în libertate, departe de tot ce înseamnă zgomot, freamăt sau stres. Însă reușita noastră nu s-a întâmplat peste noapte. A fost o călătorie extrem de anevoioasă, unde constant a trebuit să reconfigurăm, să găsim soluții, să ne găsim calea. Suntem abia la începutul vieții și simțim că am trăit o aventură fenomenală, deoarece viața la țară se petrece atât de repede și totuși parcă atât de lent. Zilele sunt atât de lungi și anii sunt atât de scurți. Putem să savurăm mai bine și mai îndelung fiecare moment, satisfacție și reușită. Am învățat în timp importanța reușitelor mici și mai ales bucuria reușitelor mari. Și astfel, viața noastră este plină de bucurii, de surprize și de mulțumire. Oh! Cred că e delicios, nu? Haide! Suflă! Noi ne construim în fiecare zi fericirea prin munca în echipă, prin dăruire și, în esență, prin felul nostru de a gândi. Da.
Eu stau din capăt. Te-ai mâncat tu din cap. Sofie. Dar tu ce faci acolo, Marico? Papa, nu se mai. Doamne, doamne, copile, n-ai de lucru? Nu.